finanțament în clubul de lectură al Emei. Emma, este deja, cred că suntem la episodul numărul 8 cu Harry Potter, nu? Da, da, și e ultima carte. Of, da. Tristețe mare. Da, mi-ar fi plăcut să se facă și infinit de cărți. Cred că nu m-aș fi plictisit de Harry Potter niciodată. Dar poți să știi ce mai apare? Da. Nu se știe niciodată. Da. Dacă deja suntem la copiii lui Harry Potter, cine știe ce mai urmează? Da. Cartea se cheamă Harry Potter și copilul blestemat. De fapt, nu este chiar o carte, este scenariul unei piese de teatru, în două părți. E vorba despre copilul lui Harry, Albus Severus, care nu prea se adaptează la școala Hogwarts și încearcă să schimbe trecutul. Să repare într-un fel, el crede că repară o greșeală de-a tatălui său, salvând o persoană din trecut, dar printr-o o singură persoană s-ar putea arăta totul. Și el nici n-ar mai exista, de fapt. Mi-ai spus că se citește mai ușor decât celelalte. Da, da, foarte ușor. Sunt... E format mai... Ușor, are 327 de pagini și mult mai puțin ca celelalte. Ți-a plăcut? Da, da, chiar mi-a plăcut. Se citește, am citit-o cam în 2-3 zile, așa. Și am văzut, da, la început mi se pare un copil cam neascultător, cam rebel, cam... Că se poartă cam urât, ceea ce așa mi s-a părut și mie, după aia vezi că are intenții bune. Și are Alvar un prieten, copiii ceilalți îl umilesc, pentru că el este pus la... Toată lumea se așteaptă, pentru că el e în familia Potter, ajungă la Gryffindor. Și el a picat la Slytherin. Și toți îl umilesc, păi ce, un Potter la Slytherin, ce caut acolo? O să fie vitleanul, să fie... Și face un singur prieten acolo, Scorpius, care și el este bagiocorit de toată lumea, zice că este copilul lui Voldemort, dar de fapt el nu e. Și aventura se întâmplă, intri foarte mult în timp. Mi-ai și spus că ai niște lecții, așa, un soi de... Da, da. Eu am învățat în cartea asta că niciodată nu încercați să schimbi trecutul. Chiar și o mică greșeală, se spune în cărțile astea că dacă te duci în timp cu, se cheamă girotimpuri, poți să le învârți și le poți învârti și cât le învârți de mai multe ori, mai multe duci mai multe ori în timp. Aha, simpatic. Și există niște girotimpuri care te poți să duci 19 ani în timp înapoi, doar că stai doar câteva minute. Ți-ar plăcea? Că știu că am avut o discuție de curând. Nu. Acum chiar nu mi-ar mai plăcea după ce am citit cartea asta, pentru că o mică greșeală pe care o repar poate schimba totul. Ei au salvat o persoană și, de exemplu, altul nici nu mai există după aia. Și trebuie să lași viața asta, da, și urmă de curs, da, nu? Timpul trebuie să fie lăsat normal. Bun. Mi-a plăcut foarte tare cartea asta. Sincer, mi-a plăcut mai mult primele 7. Dar foarte frumoasă, știa. S-a făcut un film și după volumul 8? Nu, am auzit că poate să se facă, dar n-am mai... La un moment dat am auzit că o să se facă, am văzut trailerul, după aia am auzit că nu o să se mai facă, nu mai știu acum, sincer. Recomand seria, una peste alta, nu? Recomand și mulțumesc foarte mult Ritei că mi l-a comutat. Pe toate, da. Acum am pregătit deja de... Ce mai e cu să citești? Narnia. Seria Narnia. Și parcă ți-ai mai cumpărat ceva de J.K. Rowling. Da, mi-am mai cumpărat The Chronicles of Beedle the Bard. E o carte pe care citește Hermione în al 7-lea volum. Aha, deci ai, da, mai ai canuri. Sunt, de fapt, cronicile astea, The Chronicles of Beedle the Bard, The Tales of the Chronicles. Sunt, de fapt, niște povești populare, cum sunt la noi, doar că din lumea vrăjitorilor. Cred că sună interesant și asta. Da, da, da. Sigur o să te prindă. Bun, păi te așteptăm atunci și la clubul de lectură și cu seria, cu cărticica asta. Ok, și vă urez mult spor la citit!